Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit la un mic vloguleț așa din cameră de la mine de aici. După cum știți, am fost plecat în Bulgaria și de asta n-am mai postat în ultimele 2 zile pentru că n-am avut destule videouri pentru voi. 2 zile n-am avut clipuri pentru că a trebuit să mă și grăbesc. Oricum am postat pe Instagram poze de acolo, câteva poze. N-am vrut să spamez lumea cu poze de pe Instagram, dar am postat câteva poze, inclusiv poza cu tatuajul meu, noul meu tatuaj, primul meu tatuaj. Am mai avut o tentativă acum vreo 10 ani, cred, sau ceva genul, dar mi s-a luat tatuajul ăsta, pentru că a fost făcut foarte prost și nici nu l-am îngrijit și mi s-a luat. Am avut aici un tatuaj pe umăr cu un yin-yang și cu niște flăcări, ceva chestii, na, eram și eu mai tânăr și nu știam, na. Se purtau și înainte tatuajele aici pe umăr. Acum mi-am făcut alt tatuaj și este ăsta ce mă reprezintă, practic, ce fac eu. Îmi curge prin vene, practic, ăsta e pulsul meu. Am gaming, da? Ăsta este YouTube și ăsta este o cameră pentru vlog și chestii de genul, ceea ce nu am făcut în Bulgaria. N-am făcut vloguri în Bulgaria. De ce n-am făcut vloguri din Bulgaria? Pentru că am vrut să fie o vacanță doar a mea și a familiei mele. Am fost 9 inși acolo. Veți putea vedea poza pe Instagram-ul meu. Și am fost 9 inși, am fost cu familia și am vrut să fie ceva cât mai privat, să zic așa, să nu filmez fiecare prostie în parte. Na, mă înțelegeți și voi care e șmecheria. Am vrut să ne distrăm noi și să fie o vacanță cât mai relaxantă și a fost super șmecher, frate, în Bulgaria. Vă recomand dacă vă duceți la mare în Bulgaria. Bine, acum e să termină sezonul, că na, vine toamna și chestii genul. Dar la anul, dacă vreți să vă duceți, nu vă gândiți că în Bulgaria e mai scump decât în România, pentru că nu este mai scump decât în România. Este chiar o idee mai ieftină sau poate la același preț, depinde de la ce hotel vă duceți. M-am întâlnit și cu câțiva dintre voi acolo. Eu am fost cazat la Hotel Royal și m-am întâlnit cu vreo 4 sau 5 dintre voi. Și plus mi-ați spus și alții pe Instagram că sunteți și voi tot în Bulgaria, în Nisipul de Aur. Și na, ce să zic, a fost super mega șmecher, m-am relaxat, am stat în apă ore în șir, frate, pentru că apa de acolo este absolut genială. În Bulgaria, bine, mi se pare că și noi avem doar o singură plajă care dispune de acest lucru și anume de plase ce opresc algele și peștii sau, na, chestii de genul, știi? Adică în Bulgaria am stat 6 zile și în toate acele 6 zile am fost, bineînțeles, la plajă. Și nici măcar o zi nu am văzut o algă. Adică, nu știu, o algă să putească sau un pește sau mai știu eu ce chestie. A fost apa super mega curată, apa caldă, hotelul a fost super mega ok, cu lift a fost groaznic pentru că două lifturi la dita mai hotelul, foarte mare hotelul, două lifturi de 4 persoane, trebuia să așteptăm câte 10 minute, chiar și un sfert de oră am așteptat la lift să coborâm. Și na, puțin cam greu cu liftul, dar în rest, frate, super ok. Și mâncarea și tot ce a fost acolo a fost foarte, foarte smecher. Deci vă recomand să mergeți în Bulgaria la mare, dacă vreți să aveți o experiență mai plăcută. Acum, na, sper și la noi să devină litoralul mai modern, să zic așa, nu că n-ar fi modern, dar să devină mai normal, cum ar veni, fără murdărie în ultimul hal. Alge peste tot și meduze și nici meduze n-am văzut, nici măcar o meduză n-am văzut acolo. Și la noi meduze și algele sunt la ordinea zilei. În fine, am făcut video ăsta să vă zic că de mâine reîncepem cu programul de postat, adică de GTA Real Life, de Minecraft și restul seriilor pe care le mai am, bineînțeles, și de livestream-uri, bineînțeles, că vom face live-uri blană rău de tot, și să vă arăt tatuajul meu. E un tatuaj, pur și simplu nu este un tatuaj super mega complex sau mai știu eu ce, e un tatuaj micuț pe care am vrut să-mi fac de foarte mult timp. Am făcut în designul inițial ceva mai simplu și mai aveam, deci aveam asta de gaming, YouTube, camera și mai aveam și încă un microfon, nu mai țin minte pentru ce aveam microfonul ăla pus, pentru că eu nu sunt cântăreț, nu cânt sau mai știu eu ce chestii de genul, dar aveam și microfonul ăla și am zis, bă, să fie YouTube în mijloc și gaming și cu vlogging cum ar veni lângă el așa și cu chestia asta gen de pool cum ar veni.
Și arată foarte mișto din punctul meu de vedere. Acum strălucește un pic și nici nu are culoarea exact pe care o să o aibă în vreo săptămână, să zic așa. Pentru că momentan se vindecă și îmi tot dau cu niște cremă de asta specială. Nu știu exact cum se numește, abar n-am. Mi-au dat-o de acolo de la tatuaj. Îmi dau cu o cremă de asta specială, odată la 5-6 ore, ca să nu se usuce foarte, foarte nasol, să facă o crustă de aia nasoală. Oricum, are un pic de crustă. Și la YouTube se vede cel mai nasol. Haideți să vă arăt un pic. Se vede la YouTube așa, are o textură așa, pentru că așa mi-a făcut toată șmecheria. Am pielea cum ar veni zgâriată de la acolo. Și na, trebuie să se vindece și după ce o să vindece o să arate super mega șmecher. Sunt super mega încântat de tatuaj. N-am vrut să fac nici alb-negru, inițial am vrut să fac alb-negru, după aia am zis că fac doar YouTube-ul. Cu roșu și cu negru în mijloc. Inițial YouTube-ul, logo-ul YouTube-ului nu este cu negru în mijloc, este cu alb. M-am gândit inițial să-l las de culoarea pielii în mijloc și pe am zis, bă, mi-a dat Adelina ideea să-l fac cu negru în mijloc, sau nu mă știu exact ce mi-a dat, cred că Adelina mi-a dat. Am făcut cu negru, da, Adelina mi-a dat în timp ce eram în camera hotelului și am zis, bă, hai că-l fac pe Photoshop, că eu l-am desenat ăsta, vă dați seama că nu este mare șmecherie. Dar mie mi-e convine că el a făcut, e făcut de mine cum ar veni, tatuat de, la salonul de tatuaj cum ar veni, dar designul este... Așa, și na, am pus cu negru în mijloc, dă așa o tentă de YouTube gaming, ceva chestie, și îmi place foarte, foarte mult cum arată și cum este poziționat. Și na, arată mișto. Și am pus poze pe Insta, dar când am făcut video cu unboxing la noul meu telefon Galaxy Note 10 Plus, sunt mega mulțumit de fapt, super mega șmecher. Încă nu am apucat să... La ăsta de loading, la lock screen, am un minion. Și când îl deblochez, pe așa... Am un ăsta din Monsters Inc. Și acolo e camera, gen... Caut mai multe wallpaper-uri de-astea cu camera integrată în wallpaper, așa să arate ceva mișto. Dar momentan n-au ieșit prea multe. Na, telefonul mega mega șmecher. Mi-am luat ieri și niște căști care sunt blană rău. Eu vreau să mi le iau de foarte mult timp căștile astea. Sunt Galaxy Buds. Toată lumea cred că le știe. Nu sunt noi. Adică sunt noi că le-am de magazin, dar mă refer, n-au ieșit ieri sau alte. Dar s-aud absolut genial. Vreau să mi le iau de foarte mult timp și nu le-am luat. Dar le-am luat ieri și nu-mi pare rău absolut deloc. Și sunt extraordinar de micuțe. Și în cap, în buzunar, într-o... Da, asta cum se numește? Borsetă și chestii de genul și na, pana mea. Apropo, haideți să vă arăt ceva. Două secunde. Așa. Bă, fraților, eu nu port fake-uri. Gen, niciodată nu port fake-uri. Tricou după mine original, șapca originală, Adidas, 12 perechi sau câte dracu am. Orice port de pe mine este original sau dacă... Nu e ceva de firmă, să zic așa, firmă, Nike, Adidas sau pana mea, și este din H&M sau Bershka sau mai știu ce dracu, nu are importanță, le port și pe alea, adică nu sunt genul, mamă, port numai de alea, dar nu știu ce. Nu, frate, port și din Crop, cred că am 30 de tricouri din Crop, care Crop nu este mare brand sau mai știu ce, dar îmi place designul cu desene, cu chestii de genul, îmi place foarte, foarte mult. Am căutat de foarte mult timp o borsetă, Nike sau Adidas sau orice borsetă care să arate mișto. Nu am găsit. Mi-am luat o borsetă din H&M, gri, și avea un pătrățel pe ea, așa, o chestiuță mică, o emblemă, am scos-o și am vrut să fac eu, că m-am uitat la 5 Minutes Craft acolo, și am vrut să fac, cum am făcut ea din 5 Minutes Craft, să-mi fac eu un șablon, să scrie Epic Shorty pe ea, sau doar Shorty, și după aia să dau cu spray cu clor, și să se decoloreze fix acolo unde am pus eu textul Shorty. N-am reușit pentru că nu s-a decolorat prostia aia deloc. Și am găsit în Bulgaria o borsetă Nike, fake, da, deci port fake-uri de astăzi. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult, frate, și am luat, am dat 30 de lei va pe ea, adică vreo 70 ceva de lei, ieftinache. Și cam așa arată, este din imitație de piele, cu buzunărele, cu chestii de genul, este 100% ultra mega fake. Dar mie îmi place așa, dacă mă vedeți pe un... Instagram, Basta România sau mai știu ce pana mea, da frate, mi-asum, port o borsetă fake pentru că mi-a plăcut și nu am găsit altă borsetă Nike care să fie modernă, gen cât de cât
Sunt numai de alea făcute pătrățele, gen, nu pot să port pe piept așa, să, na, foarme, deci. Hashtag borsetă, borsetă fake. În Bulgaria, vorbind de chestii fake, plin de fake, dacă vrei să te îmbraci de cap până în picioare Gucci, Armani, Supreme, bă, orice ți închipui tu, acolo găsești pe litoral direct full. 99% din chestii sunt numai de-astea, de brand-uri de-astea de designer ultra, ultra mega scumpe în real life, 1000, 2000, 3000 de euro sau mai știu ce chestii. Și acolo le găsești la 10 leva, 20 de leva, 30 de leva sau chestii de genul. Nu mi-am luat nimic în afară de borseta asta pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și, na, cam asta ar fi. Deci, na, hashtag borsetă fake. Am umblat ieri prin mall cu ea. Și o țineam tot așa pe diagonală cum ar veni, dar o țineam așa cum ar veni. Să nu zic că lumea altă pe ăsta umblă cu borseta fake. Și să facă mișto sau mă știu ce pană mea, iurea, știi? Dar îmi asum și o să umblu cu ea fix la piept, să bată lumea, bă, nene, leu, poartă fake. Bun, da, mă, fraților, și cam asta e toată șmecherea. A fost super, super mișto, experiența în Bulgaria a fost blană, blană, rău de tot. Mai ales că am fost cu familia și ne-am distrat, ne-am întâlnit super, super, super tare. Am fost cu nepotul, cu toată lumea, cu toată lumea, și cu Emma, și cu Adelina, și cu toată lumea, cu toată lumea, cu toată lumea. A fost blană, 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 blană. Tatuajul mi l-a făcut la Lucifer, nu este Lucifer, e Lucifer Tattoos. Am să vă las, dacă sunteți prin Bulgaria sau ceva de genul și vreți să vă faceți un tatuaj, fata asta, haideți să vă arăt Instagram-ul. Fata asta, am uitat cum o cheamă, sincer, uite așa se numește, Lucifer Tattoo, tatu, practic. Asta are o mână super mega șmecheră, adică mă gândeam că o să mă doară. Stai să mut înapoi camera. Mă gândeam că o să mă doar aici unde e la YouTube, pentru că ăsta trebuie să-l umple, gen, știi? Așa, restul sunt doar trasate conturul, cum ar veni, pentru că, na, așa arată mai ok decât plin. Dar nu m-a durut, frate. Era ca și un tezgârii careva pe pierde, să face așa într-una cu ceva. Și, na, mi-a ieșit exact cum am făcut eu imaginea inițială. Acum este puțin umflat și puțin... pana mea, dar o să iasă super șmecher. Și, na, ce să zic, cam ăsta a fost cu experiența mea acolo. Revenim de mâine cu video super șmechere pentru voi. Mai am să vă arăt două chestii, bă, aproape am uitat, mă, frate. Ne-am făcut acolo, și asta cred că e cea mai tare amintire, în afară de tatuaj, pentru că asta o am pentru toată viața, niște poze. Sunt acolo în Bulgaria, nu știu dacă o fi și în România, posibil să fie și în România, la, în Constanța, Mamaia și așa mai departe, niște, un fel de studiouri cu interior așa de, nu știu, casă sau mai știu ce chestie pe acolo, foarte, foarte retro, și ai de ales, ori să fii pirat, ori să fii marinar, ori să fii mafiot sau alte chestii de genul, și noi ne-am ales să fim, practic, mafioți, prietene. Și cam asta e poza, stai să o focusez un pic. O să mă auziți mai încet, pentru că dacă dau microfonul mai la distanță, mă aud mai încet. Dar hai să focusez un pic. Stai așa. Uite așa, prieteni. Ia uitați-vă, mă, cât de mișto e. Ăsta sunt eu de aici, hâți, Ionule. Adelina are bani la jarteaua aia sau ce-o fie acolo. Nu știu, oricum. Super mega mega șmecher, uite și mă nepot acolo cu față de aia de mafeot. Și mai avem o poză, tot cu aceeași îmbrăcăminte, că na, durează vreo jumătate ori doar să te îmbraci. Cam așa, asta este sepia. Și asta e mai șmecheră, cu arme în mână, cu dalea, știi? Pe masa asta aveam bani, două pistoale, cu trabuc în mână, cu ce vorbești, mă, next level. Blană, blană, rău de tot. Super șmechere pozele astea, vreau să fac din ele. Pentru că mi-a dat și niște CD-uri cu toate pozele făcute. Stai să mă focusez eu înapoi. Așa. Mi-a dat și un CD cu toate pozele și le-am în calculator. Cu toate pozele, și vreau să fac un tablou mai mare așa. Și să mi-l pun acolo în locul lui Groot. Sau poate acolo în locul lui Harley Quinn. Sau poate deasupra acolo, cred că ar fi mai bine. Uite, acolo unde vedeți voi. Ba nu, acolo m-ar veni. Nu. Unde este butonul mare de YouTube, acolo.
să mi-l pun undeva, un tablou. Chiar vreau să-mi fac chestia asta, pentru că sunt super mega mega șmechere și eu am amintire plăcută, frate, de acolo. Ok, nu vă mai țin, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră, chiar am primit destul de multe like-uri la episoadele pe care le-am postat cât timp am fost plecat. Dați-mi un follow pe Instagram, aveți aici Instagramul meu. Așa, aveți aici Instagramul meu, Epic bară jos Shorty. Dați-mi un follow acolo să fiți la curent cu ce mai postez poze și chestii interesante. Am găsit și un TikTok în magazin, cred că e și România chestia asta. Bă, atât, încă le-am acolo. Super mega mega mic, am pus și de-astea cu slow motion, că m-am aruncat în apă, dar am făcut mare cu tremurul. Cu tremurul din 78 a fost mic copil. Și, na, pe aici mai postez clipuri și chestii de genul. Ăsta este fix în ziua în care mi-am făcut tatuajul. Arată mult mai bine YouTube-ul ăsta. Acum o să face și o mică peliculă, așa, o cojiță, ceva chestie. Dar să duce așa, să arată super, super bine după aia. Asta e prima poză cu telefonul meu cel nou. Îmi place chestia asta, dar uite, vezi, mai sunt aici niște chestii, se vede un pic roșu. Și la cot undeva mi-a zis cineva că se vede ceva, nu observ. Na, prin soft o să se facă mult mai bine, să facă pozele mult mai blană. Oricum, am făcut unboxing-ul ăsta, v-am zis părerea mea despre el deja. Aveți un link pe canalul meu acolo, intrați să-l vedeți. Și cam asta e șmecherea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, fraților. Vă mulțumesc mult că sunteți alături în continuare. Dați un like acestui video și noi ne revedem de mâine cu clipuri noi și cu live stream-uri noi everyday. În fiecare zi, în afară de duminică, pentru că duminică sunt și eu mai liber un pic așa. Ok. V-am pupat să aveți o zi perfectă.